adevărata casă pe roți. Noi suntem puii. Bună dimineața de la reciful Ningaloo. Este cel mai lung recif continuu din Australia și unul dintre cele două din lume situate pe coasta de vest, restul fiind situate pe coasta estică a continentelor. Este inclus în patrimoniul UNESCO pentru biodiversitatea vieții marine de aici. Chiar dacă este mai mic decât Marea Barieră de Coral, este parcă mai activ și este situat foarte aproape de țărm, marea majoritate a locurilor de snorkel putând fi accesate direct de pe plajă. Pești pe care îi recunoaștem sunt peștii papagal, denumiți așa datorită culorilor strălucitoare și a ciocului. Ei joacă un rol complex în ecosistemele recifelor de corali, motiv pentru care în Australia nu îi găsești în galantare. Peștii mănâncă algele care se află în interiorul coralilor și nu îi lasă să se dezvolte. Și ceea ce intră trebuie să și iasă. Peștii papagal contribuind la o mare parte din nisipul care se găsește pe recife, ajutând chiar la formarea insulelor de recif. Se estimează că un singur pește papagal ar putea produce până la 90 de kilograme de nisip în fiecare an. Acesta este un triggerfish Picasso, denumit așa datorită coloritului distinct cu dungi albe și turcoaz ce amintesc de paleta de acuarele a unui pictor. Numele său hawaian, Humu Humu Nuku Nuku Apuaha, s-ar traduce prin peștele triggerfish curât de porc. Este agil și teritorial, dar fiind atât de mic, am avut curaj să le enervăm cu filmatul. Încă un pește care ne-a atras privirea este peștele puffer sau balon. Nu are solzi, pielea lui fiind groasă și aspră. Se hrănește cu scoici și crustacee, are o vedere excelentă cu ochii săi bulbucați și poate trăi până la 10 ani. Înotând printre peșii gorali, zărim un rechin de recif. Deși silueta lui îți îngheață sângele în vene, noi știm că, în interacțiunea cu omul, este un pește inofensiv și timid. În raport cu peștii de aici însă, acesta este prădătorul de top, având un rol extrem de important în evoluția și sănătatea recifului. La
La Ningaloo am stat 3 zile și tot nu ne-am săturat de snorkel. Apele oceanului sunt pline de o multitudine de corali și pești viu colorați, țestoase, rechini de recif, pisici de mare. Între lunile aprilie și iunie, aici vin uriașii rechini balenă să se hrănească cu plancton, iar între august și noiembrie, apele se umplu de balene. Să nu uităm și de dugoni care pasc iarba de mare din sudul coastei. Am campat 2 nopți în Parcul Național Cape Range. Facilitățile sunt tipice pentru parc național, toalete simple, coșuri de gunoi și cam atât, dar nu pentru asta vii aici. Am plătit $11 australieni pe noapte de persoană, adică 35 de lei, la care se adaugă și tariful de intrare în parc național, $15 australieni, 50 de lei pe zi. Pentru că stăm mai mult aici, la intrarea în Australia de Vest, noi ne-am cumpărat un abonament pentru o lună, $60 australieni, 200 de lei, ce ne oferă acces în toate parcurile naționale. Acesta este locul și suntem vecini cu o iguană. A fost tare drăguță și ne-a lăsat să ne apropiem pentru a putea să vă o arătăm. Nu știu dacă se vede în imagini, dar are o lungime respectabilă de un metru, un metru și jumătate. Acum suntem la plaja Sandy Bay, una dintre bijuteriile acestei coaste. Apa este caldă, lipsită de valuri, de o desăvârșită claritate, te îmbie să te scalzi toată ziua. Trebuie să avem însă grijă cu soarele, care arde puternic, iar razele sale sunt mult mai puternice decât cele din Europa. Avantajul zonei este însă o briză din sud-vest, care te răcorește, și care uneori ține și muștele departe de tine. În această dimineață mai puțin, după cum ați văzut.
În aceste ape trăiesc 7 specii de țestoase, care între lunile noiembrie și februarie se reproduc și ies pe mal pentru a-și depune ouăle. Acum 2 luni am participat la un tur organizat pe coasta de est, în zona Bundaberg, unde am urmărit doar un documentar filmat, fără a avea însă șansa de a fi martori pe viu la această experiență, țestoasele nearătându-se. Aseară însă, la o plimbare nocturnă pe una din plajele din nordul coastei, am văzut pui de țestoasă ieșind din cuib și am dat nas în nas cu o mamă țestoasă ce cuibărea între dune. Turul ne-a oferit însă un bagaj de informații necesare pentru a ști cum să ne comportăm în preajma acestor animale sălbatice, astfel încât să nu le deranjăm. Țestoasele nuate în aceste ape de peste 150 de milioane de ani, pe atunci fiind vecine cu dinozaurii. Ele au evoluat foarte puțin, fiind foarte bine adaptate la mediu. Ies din apă aproape exclusiv pentru a depune ouă. Pe cât de stângace sunt pe plajă, pe atât de agile sunt în apă. În semi-întuneric, privirea mi-a fost atrasă de mișcarea puiilor de țestoasă, care au ieșit rapid din cuib și au fugit spre apă. Instinctiv, ei se îndreaptă spre cel mai luminos orizont pe care îl văd, acesta fiind în mod natural deasupra apei. La nici 10 minute după iureșul puiilor, un foșnet a dat de gol această mămică, care își căuta locul ideal pentru a depune ouăle. Sub ochii noștri plini de uimire, a început să sape nisip cu picioarele din spate. La prima vedere părea o mișcare haotică, dar după câteva lopeți, am înțeles că totul se derula conform unei coreografii exacte. Procesul în sine durează între 1 și 3 ore. La început, lucrarea nu părea să avanseze pentru că nisipul adus de vânt îi zădărnicea efortul, dar ea știa bine ce face. După vreo 40 de minute de săpat, timp în care de mai multe ori am avut senzația că picioarele din spate ale țestoasei nu pot ajunge mai adânc în nisip, groapa crescuse la peste 60 de centimetri adâncime. Și iată miracolul primului ou. Nu are coaja tare precum cele de găină, ci are un înveliș moale pielos. De când părăsește oceanul și cât timp îi sapă cuibul, țestoasa este sensibilă la lumină și zgomote, putând renunța la cuibărit dacă este deranjată. În momentul în care începe să depună ouăle însă, putem folosi lumina albă. A fost muncă grea la săpat. Am înțeles de ce această țestoasă a fost atât de pretențioasă în alegerea locului pe plajă, pe care l-a acceptat abia la a treia încercare. Contează granulația nisipului, umiditatea acestuia, modul în care se compactează, panta plajei, apropierea de vegetație și, probabil, multe alte aspecte pe care o mamă țestoasă le are înscrise în ADN. Nici nu ne-am dat seama când cuibul s-a umplut cu cele peste 100 de ouă. Este imposibil de explicat ce simți când stai la 20 de centimetri de o astfel de creatură într-un moment atât de intim al existenței ei. A fost o experiență imposibil de descris în cuvinte. E ca și cum am fi călătorit în timp, pe vremea dinozaurilor, și ne-am fi împrietenit cu o țestoasă care ne-a luat cu ea în cea mai neobișnuită aventură a vieții ei. Odată cuibul acoperit, ne-am dat seama că era trecut de miezul nopții. La plecare, plaja se umpluse de crabi. Papucii mei lipseau și după minute bune de căutare i-am găsit ronțăiți.
orașul Exmouth a fost înființat în anul 1967 pentru a deservi baza de radiocomunicații secrete a marinei americane, ce asigura legătura cu submarinele nucleare ce patrulau Oceanul Indian. Marina nu mai folosește această bază, însă avem drept amintire 13 transmițătoare imense ce domină orașul. Banii vin acum din turism, orașul fiind presărat cu operatori ce asigură tururi de snorkeling, diving, excursii în Parcul Național Cape Range, magazine de suveniruri. O atracție turistică situată lângă oraș este epava SS Mildura, un vas cu abur folosit pentru transportul vitelor, naufragiat în anul 1907, în timpul unui ciclon. Resturi din epava au fost refolosite pentru construcții, iar coca a fost bombardată de piloții militari în timpul antrenamentelor din cel de-al doilea război mondial. Acesta a fost episodul de astăzi. Vă mulțumim că ne sunteți alături și vă invităm în continuare în aventurile ce ne poartă spre nordul continentului. Nu uitați să ne dați un like, să vă abonați dacă nu ați făcut-o deja și să ne lăsați un gând bun în comentarii. Pe curând!